While we waited, a woman was locked down with her abuser. While we waited, a girl was forced out of school. While we waited, a mother fed her children, not herself. In the year the world stopped, women's rights were reversed, undoing years of progress. Just like that. As the world begins to turn again, we must begin to act. For the 1 in 3 women who have experienced violence in their lifetime. For the 47 million more women being pushed into extreme poverty because of the pandemic. For the 50% of the population who deserve 50% of the power. This year, leaders and changemakers will meet at the Generation Equality Forum. A forum to build up and strengthen women's rights for generations to come. Let's show that we're standing up so equality can step forward. And in a year where it's virtually impossible to meet, we'll meet virtually. Don't wait. It's time to act for equal. Violența împotriva femeilor și fetelor este cealaltă pandemie care afectează comunități întregi de prea mult timp. Inegalitatea de gen este atât o cauză cât și o consecință a acestei pandemii. Iar în contexte de crize, precum cea pe care o trăim noi astăzi din cauza pandemiei de COVID-19, femeile și fetele devin tot mai vulnerabile. Statisticile ne arată că pe perioada pandemiei, atât la nivel global cât și la nivel local, discriminarea și violența împotriva femeilor au crescut exponențial. Eforturi pentru a combate violența împotriva femeilor și fetelor și pentru a asigura egalitatea de gen au fost făcute, însă ele nu sunt suficiente. Din aceste motive, în acest an, UN Women, în parteneriat cu Guvernul Franței și al Mexicului, au convenit Forumul pentru Generația Egalității, o reuniune globală destinată egalității de gen cu implicarea activă a partenerilor din societatea civilă și în special organizațiilor de tineret. Forumul a debutat în Mexico City în perioada 29-31 martie din anul curent și va culmina la Paris în perioada 30 iunie-2 iulie 2021, lansând o serie de acțiuni și pași concreți în vederea realizării și promovării egalității de gen. Cu o agendă feministă, activitățile forumului au loc prin intermediul unor coaliții de acțiune. Acestea sunt parteneriate globale cu mai multe părți implicate, ce adună guverne, societatea civilă, organizații internaționale, dar și sectorul privat, cu scopul de a stabili acțiuni concrete pentru a asigura și a promova egalitatea de gen. Unul dintre subiectele abordate în cadrul forumului este violența în baza de gen. Iar printre altele, statele sunt încurajate să ratifice și să implementeze tratate regionale și internaționale, precum Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Altfel spus, cum o cunoaștem noi, Convenția de la Istanbul. Convenția de la Istanbul, care în acest an, în luna mai, a împlinit 10 ani, reprezintă cel mai comprehensiv document ce oferă acțiuni concrete pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, dar și a violenței domestice. Iar pentru prima oară, Convenția analizează cauzele răspândirii acestei pandemii de violență și recunoaște violența împotriva femeilor ca o formă gravă de încălcare a drepturilor omului. Cum putem combate și diminua violența împotriva femeilor și fetelor? Și cum putem asigura sau promova egalitatea de gen? Care sunt provocările, dar și care sunt oportunitățile pe care noi le avem? Despre asta vom discuta astăzi împreună cu invitații și invitatele noastre, Dominica Stoienoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova, Marc Ivarra, reprezentantul ambasadei Franței, Eric Virkensio, reprezentantul ambasadei Suediei, Lilia Pascal, reprezentantă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Arina Țurcanu, avocată și expertă în combaterea violenței împotriva femeilor și Vitalia Sprânceană, sociolog și promotor activ al egalității de gen. Cum este deja tradițional, înainte de a începe discuția noastră de astăzi, vreau să vă amintesc că puteți adresa întrebările voastre pentru vorbitorii și vorbitoarele noastre în secțiunea comentarii la acest video, iar eu le voi adresa direct experților și expertelor. Și încă o mențiune înainte de a începe, vreau să spun că acesta este unul dintre evenimentele organizate în cadrul acestui forum global,
pe care UN Women le va organiza în Republica Moldova, așa că stați cu ochii pe noi și o să și ne urmăriți. Deci, UN Women, după cum ați înțeles deja, are un rol foarte important în organizarea și susținerea Forumului pentru Generația Egalității. Și din aceste motive vreau să adresez prima întrebare Dominicăi Stoianosca, reprezentantă de țară UN Women Moldova, și aș vrea să o întreb de ce a fost și este necesar acest forum și ce presupune planul global de accelerare a egalității de gen aprobat în cadrul primului forum din Mexic. Bună ziua, and thank you, Alina. Bună ziua și mulțumesc, Alina. Înainte de a începe, vreau să zic bună ziua paneliștilor care lucrez, pe care văd virtual. Vreau să-l salut pe domnul Ivara, pe doamna Wilkinson, doamna Pascal, dar de asemenea și vorbitorii noștri, mai târziu, doamna Turcanu și domnul Sprânceană. Deci, astăzi noi, de fapt, vorbim despre o serie de dezbateri pe care le-am avut în cadrul parteneriatului nostru cu ambasada Suediei, în cadrul discuții democratice, dar astăzi este o zi specială pentru că noi astăzi am combinat aceste discuții democratice cu mișcarea globală și inițiative globale care se întâmplă și acesta este forumul egalității generațiilor pe care eu îl am aici în fundal, în spatele meu. Deci, egalitatea generațiilor, vreau să vă spun pe scurt despre ce este acesta și cât de important este el. De fapt, este într-adevăr o inițiativă globală, este o mișcare globală care are ca scop să accelereze egalitatea de gen și agenda de gen. Și a fost inițiat de către UN în cooperare cu guvernele Mexicului și Franței în 2019. Și motivul pentru acest forum, această inițiativă pentru a crea această mișcare globală care va duce împreună statele membre, organizațiile internaționale și ONG-urile, organizația de tineret, sectorul privat, este o mișcare globală, pentru că, așa cum noi acum suntem după 25 de ani de la Declarația de la Beijing pentru a revizui progresul, ce am făcut noi de 95 până acum? Noi, de fapt, am evaluat la nivel global că progresul există, dar progresul privind egalitatea de gen este foarte modest și noi, de asemenea, am început să ne ciocnim cu anumite probleme. Deci mergem înapoi un pic. Deci, noi, ideea este că trebuie să facem ceva, trebuie să mobilizăm, trebuie să creăm acest parteneriat pentru a accelera agenda, pentru că noi nu avem timp. Și mai mult decât atât, în 2020, pandemia COVID-ului, ce am văzut și aceasta a fost demonstrat cu dovezi clare la nivel global că pandemia COVID-ului de fapt a avut impact disproporționat asupra femeilor și fetelor. Și mai mult decât atât, această mișcare a devenit chiar și mai importantă și vreau să vă menționez un lucru. Deci am amintit recent, raportul recent al Forului Economic Global a identificat că pentru a, dacă continuăm cu această viteză, va dura încă 135 de ani pentru ca noi să rezolvăm problema de gen. Deci e nevoie de această accelerare și de mai mult angajament. Iată ce face acest forum de egalitate generațiilor. Este vorba despre angajament, despre agenda îndrăzneață, despre accelerare specifică a acestei activități, însă în același timp, foarte important, e vorba despre mișcarea tineretului, de implicarea tineretului, implicarea organizațiilor de tineret pentru a participa în mod egal, pentru a promova această agendă, pentru a merge pe această cale. Deci, la ce etapă suntem noi acum? Noi, acest forum a fost lansat, prima a fost în Mexic și înainte de a se începe acest forum în Mexic, au fost echipe separate, 6 echipe globale, unde a fost foarte mult lucru făcut la nivelul lor și aceste echipe au fost conduse de 6 coaliții privind acțiunile globale pentru a accelera egalitatea de gen pe diverse subiecte care au fost votate la nivel global. Și în aceste 6 domenii tematice, e vorba despre violența bazată pe gen, e vorba despre autonomia
autonomia de corp, acțiunile feministe pentru schimbări climaterice și leadership-ul feminist și mișcarea feministă. Acestea sunt 6 coaliții și subiecte și în afară de acestea mai există și un compact global ce ține de agenda privind femeile, pacea și securitatea și acțiunile umanitare. Deci pentru a menționa, aceste acțiuni, aceste coaliții au liderii lor, care sunt mai multe state membre și pare foarte bine că avem aici Franța, Suede, care sunt liderii în aceste acțiuni de coaliții de acțiuni, dar de asemenea și agenții ONU, organizațiile internaționale, ONG-uri și sectorul privat. Și principiile care sunt, ghidează aceste coaliții sunt 3, este intersecționalitate, este leadership feminist și transformarea structurilor, transformarea sistemelor și a competențelor. Deci noi de fapt în Mexic și o să închei de grabă, forumul din Mexic a fost în 2000, deci în martie anul acesta și de fapt a găzduit peste 13.000 de participanți, printre care 45% erau de fapt activiștii tineri și am avut peste 300 de vorbitori. Și ceea ce Mexico a adus pe masă a fost de a aduce a pus pe masă vocele feministe și vocele tinerilor. Și rezultatul a fost acest plan global de accelerare care este structurat în aceste 6 teme. Îmi pare foarte bine că astăzi noi deschidem această discuție în jurul acestor acțiuni privind violența bazată pe gen, acțiunea întâi a planului de accelerare global, care este legat de ratificarea convențiilor regionale și internaționale și acțiuni în acest sens. Și de asemenea, ieșim din, deci este deja a 10-lea an de adoptarea a convenției de la Istanbul și de asemenea este o discuție foarte relevantă la această etapă, în special dat fiind modul în care violența domestică s-a majorat foarte mult pe cursul pandemiei. Avem foarte multe așteptări. Eu nu o să vorbesc despre formul de la Paris, avem un reprezentant special de la guvernul francez, dar ceea ce am vrut să menționez eu este că de la formul de la Paris, noi am pus accentul nu doar pe discuții, dar de asemenea și pe angajamentele necesare și acțiunile și parteneriatele. Deci accentul va fi pe investiții în egalitate de gen, pe multilateralism și modelul de culturi și implicarea părților multiple și va fi și un angajament specific în ce privește acest plan de accelerare global. Ce se întâmplă acum la momentul curent ce privește drumul spre Paris? Există o solicitare deschisă pentru alte țări care nu s-au alăturat coaliților pentru a se alătura acestor coaliții până 18 iunie. Și acum când mergem spre Paris, noi ne așteptăm mai multe țări, mai multe organizații internaționale, mai multe ONG-uri și multe sectoare privat să se alăture acestor coaliții cu angajamente specifice, care pot fi angajamente pentru a atinge anumite acțiuni, poate fi angajament financiar și așa mai departe. Și noi vedem de asemenea din asemenea regiune și eu voi încheia în acest sens, noi vedem în această regiune un angajament puternic a mai multor țări unde noi vedem Armenia și Macedonia care sunt liderii a două coaliții. De asemenea, vedem și angajamente din partea Azerbaijanului, Georgia, Kazahstan, Serbia, Ucraina și Uzbekistanul care se alătură acestor coaliții. Și noi vrem și noi ne așteptăm să vedem Moldova, dat fiind angajamentele țării spre egalitate de gen. Deci, în principiu, este ceea ce noi mergem, spre ce mergem. Deci noi avem așteptări mari că va fi un angajament la nivel înalt la Paris, concrete, cum ar fi financiare, cu acțiuni specifice, acțiuni subsecvente și acest parteneriat multilateral care a fost lansat, în special rolul tineretului care deja au acțiunile lor proprii create în și măsurile lor proprii și planurile lor globale. Asta e tot din partea mea. Îmi pare foarte bine că noi suntem parte din această discuție și am văzut multe, multe state membre, organisme internaționale și ONG-uri și sector privat care s-au alăturat acestui plan de accelerare pentru că timpul a sosit. Altfel, noi ne vom pomeni că iarăși că vom aștepta 135 de ani pentru a rezolva probleme de gen. Este mult și aveți cu Antonina. Mulțumesc foarte mult, Dominica. Mersi pentru această descriere a Forumului pentru Generația Egalității și detalii pe care ne le-ați oferit. Și cum ați menționat, deja forumul de la Paris este un eveniment
important care urmează să fie organizat în această lună. Iar noi aici îl avem pe domnul Marc Ivarra, reprezentantul ambasadei Franței. Și întrebarea mea, deoarece Franța cogăzduiește acest forum pentru generația egalității, probabil acest eveniment are o valoare simbolică pentru țara dumneavoastră și aș dori să vă întreb dacă puteți un pic să ne povestiți despre acțiunile de promovare a egalității de gen care sunt întreprinse de autoritățile franceze și un pic poate despre importanța și valoarea acestor evenimente găzduite de Franța. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc mult, dragi prieteni, dragi colegi, doamna Dominica Stoianovska. Îmi pare foarte bine și sunt onorat să fiu aici cu voi și să împărtășesc ce se întâmplă în Franța în cursul pandemiei în ce privește violența domestică și violența împotriva femeilor, la fel și angajamentul președintelui Macron în ce privește egalitatea între femei și bărbați. Pandemia scade, însă impactul ei asupra violenței domestice în Franța a fost foarte mare, cu o creștere de 30% în primul lockdown în martie și aprilie în 2020. De fapt, poate fi și mai rău, pentru că această cifră se bazează pe cifrele de solicitări la numărul de urgență creată de către guvern. Haideți să vă dau câteva cifre. În Franța, o femeie moare la fiecare două zile, din cauza partenerului sau din cauza ex-partenerului. Mai mult de 120.000 de femei au fost victime ale violenței în 2019. În 2017, președintele Macron a decis că lupta împotriva acestui tip de violență este prioritatea numărul 1 a mandatului său de 5 ani. În 2019, ministrul a vorbit cu ONG-urile franceze, asociațiile, experții, ministerele de justiție, sănătate, educație, muncii, teritoriile regionale și au creat 11 grupuri de lucru. Aceste grupuri de lucru au adoptat 46 de măsuri în ce privește prevenirea, protecția și pedepsirea păcătuitorilor. La sfârșitul lui 2020, 61% din măsuri au fost implementate. Deci, haideți să menționez unele din ele. De exemplu, e vorba despre peste 1000 de găzduiri ale femeilor victime ale violenței după ce s-a sporit cu 1000 în 2019. Generalizarea acestor brățări electronice pentru făptuitori, pentru făptași. Deci garanții de stat pentru a ajuta femeile să se ofere un adăpost, posibilitatea de a depune plângeri în spitale, 17 nou centre de siguranță pentru femei au fost deschise în 2020 și 1644 formulare speciale au fost oferite femei care au depus o plângere. Aceasta fără a menționa sfârșitarea constantă a sistemului juridic național francez care a fost fortificat din 2017. Evident că eu rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de mai multe detalii și explicații în ce privește planul francez național pentru a lupta cu violența împotriva femeilor. Haideți să vă spun câteva cuvinte în ce privește acest forum de la Paris, la sfârșitul acestei luni, în acest context, acum când pandemia ar putea, deci are o foarte mare, afectează foarte mult femeile și fetele. Acest forum oferă un impuls pozitiv, așa cum dumneavoastră ați menționat și a explicat doamna Stoianovska. Și obiectivul nostru comun este de a obține în 5 ani progrese majore în ce privește drepturile femeilor, grație acestui forum. Și abordarea franceză, abordarea care este promovată de către președintele francez, este multilateralismul acțiunilor. Acest forum nu va fi o conferință internațională clasică între statele membre cu un text la sfârșit. Nu vor fi negocieri. De fapt, noi
vom avea o abordare inovatoare care aduce la o masă statele, societatea civilă, sectorul privat și organizațiile internaționale, cum ar fi UN Women, pentru a discuta angajamente concrete și măsurabile și acțiuni pentru a atinge egalitatea de gen în următorii ani. Mersi frumos! Mulțumesc foarte mult! Mi-a plăcut cum ați menționat despre faptul că acest eveniment nu are ca scop doar declarații pe hârtie, dar acțiuni concrete. Și asta este foarte important și necesar. Totodată, eu sper foarte mult și ne urez succes nouă tuturor ca vocile celor care sunt direct afectate de această problemă să fie auzite, pentru că asta este și unul dintre principiile feminismului care este la baza agendei, forumului care este organizat în acest an. Și dacă tot vorbim despre feminism și despre o agendă feministă, forumul declară și spune deschis că agenda este totalmente feministă, iar dacă noi ne gândim la state care au agenda feministă oficial, deci care este asumată de către autorități, atunci Suedia probabil este una dintre acele țări care ne vin în minte în acest caz. Pentru că Suedia are o agendă feministă oficială și asta ne bucură foarte mult și aici îl avem pe domnul Erik Virkensson, reprezentantul ambasadei Suediei. Și am întrebarea mea pentru dumneavoastră, o să vă rog un pic să ne povestiți despre practicile și inițiativele de combatere a violenței împotriva femeilor și promovării egalității de gen, dar și provocările pe care le are o țară cu agendă feministă. Vă mulțumesc! Thank you so much. Bună ziua, dear. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, dragi colegi și dragi prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest eveniment important și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă adresa câteva cuvinte despre experiența legată de egalitatea între femei și bărbați și combaterea violenței împotriva fetelor și a femeilor. Vreau să încep prin a spune că este o problemă pentru toată lumea, în toată lumea, și Suedia a avansat foarte mult în ceea ce ține de egalitatea de gen, dar violența bazată pe gen persistă oricum și doar în două săptămâni, în această primăvară, 5 femei au fost omorâte fiind într-un parteneriat cu un bărbat. Acest lucru a stârnit o revoltă publică și a adus iarăși chestiunea pe agenda guvernului și noi am încercat să analizăm în mod foarte onest situația și să înțelegem care sunt cauzele ce stau în spatele acestei violențe și ce măsuri pot fi luate la diferite niveluri. Și prin aceasta, noi am analizat totul, atitudinile care se formează de la o vârstă foarte, foarte mică, atunci când noi creștem copii, învățăm băieței să trateze fetițele cu respect, nu să zicem că băieții sunt băieți și să acceptăm violența sau un comportament mai violent din partea băieților. Deci, ziceam, atitudini și până la chestii să oferim adăposturi femeilor care s-au confruntat cu violența. Și că sistemul percepe aceste lucruri foarte serios, aceste crime foarte serios și sunt pedepsite comiterea lor. Am elaborat un plan național de acțiuni de 10 ani pentru a promova combaterea violenței față de femei și aceasta include mai multe lucruri, eforturi de prevenire, educație, asistență victimelor, lucru cu agresorii și consolidarea capacităților grupurilor profesionale. Atunci când vorbim despre violență față de femei, fie că e vorba de violență sexuală și conflict sau violență în familie, ideea este că este ceva ce nu poate fi evitat, dar eu nu cred în asta. O astfel de explicație nu ar fi acceptabilă în raport cu alte infracțiuni care se comit și din acest considerent eu aș vrea să zic că violența față de femei nu este o chestiune de egalitate de gen. Este vorba despre combaterea, lupta cu anumite infracțiuni, cu criminalitatea. Suedia a fost prima țară din lume de a implementa o politică externă bazată pe feminiști și acesta a cauzat feminismul nu doar în politica sa externă, ci și în toate politicile. Și politica externă a fost lansată în 2018 de către ministra de externe de atunci, Margaret Malmström. Eu am avut privilegiu să lucrez cu
cu cabinetul acelui ministru și am văzut cum această politică a fost percepută. La început era percepută sau era acceptată cu mult scepticism, însă astăzi sunt convins că a devenit o parte acceptată a discursului politicii externe. Și politica externă feministă se bazează pe convingerea că pacea sustenabilă, securitate și dezvoltare sustenabilă nu va putea fi realizată dacă va fi o parte a populației exclusă. Iar această politică totodată este reflectată în întreaga noastră politică externă și în relația noastră cu Republica Moldova, bineînțeles, inclusiv cooperarea în domeniul dezvoltării. Mai mult, Convenția de la Istanbul este un cel mai avansat instrument în promovarea și combaterea, promovarea luptei cu violența față de femei și lupta cu acestea. Cu aceasta și noi recent am marcat cea de 10 aniversare a Convenției. Și noi îndemnăm toate părțile semnătare, inclusiv Republica Moldova, să ratifice convenția. Este o chestiune pe care în permanență o abordăm în relația cu Guvernul Republicii Moldova și este ceva supra ce vom insista. Și asta din cauza că am menționat deja, credem că dezvoltarea, pacea, securitatea sustenabilă nu va putea fi realizată dacă o parte a populației va fi exclusă. Mulțumesc! Mult, Eric, și chiar mulțumesc pentru sinceritatea și pentru faptul că ați spus că chiar dacă Suedia are o agendă feministă și politici feministe, totuși problema violenței împotriva femeilor ea persistă, continuă să persiste și asta de fapt ne demonstrează că drepturile femeilor și siguranța femeilor, chiar și atunci când sunt la un nivel destul de avansat, totuși ele pot fi atacate în orice moment și regrese pot fi înregistrate așa precum a fost în această perioadă pandemică. Eu vă mulțumesc foarte mult și acum propun să trecem de la nivel global, să trecem la un context local, Republicii Moldova. Și am să adresez o întrebare doamnei Lilia Pascal. Și aș dori să vă întreb cum considerați dumneavoastră că aceste evenimente globale despre care vorbim noi astăzi pot fi adaptate cumva contextul local și cum ar putea acestea să accelereze schimbările în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Da, bună ziua, onorată asistență, stimați colegi, parteneri și cei care ne vizionează. Deci, într-adevăr, întrebările care sunt ridicate astăzi în acest platou și la acest eveniment de augur global și foarte importante, inclusiv pentru Republica Moldova. Și aici aș menționa că asigurarea și promovarea egalității de gen, precum și abilitarea femeilor, este esențială pentru accelerarea dezvoltării durabile pe toate segmentele. În acest sens, Republica Moldova, la nivel normativ, a realizat mai multe progrese semnificative în scopul asigurării egalității de șansă între femei și bărbați și eradicării fenomenului discriminării. Progrese care se circumscriu documentelor internaționale la care statul este parte. Urmarea analizei priorităților coaliției de acțiune privind egalitatea generației, se constată că scopul constituirii și obiectivul de activitate reprezintă acordarea sprijinului pentru punerea în aplicare a angajamentelor, care derivă din declarația de la Beijing și obiectivele de dezvoltare durabilă, adoptate de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în cadrul summitului pentru dezvoltare durabilă în 2015, inclusiv fiind incluse și în agenda pentru dezvoltare durabilă 2030. Astfel menționăm că adițional altor instrumente internaționale la care Republica Moldova este parte, instituțiile guvernamentale sunt ferm angajate și în procesul de implementare a declarației de la Beijing și agendei pentru dezvoltare durabilă 2030. Iar prioritățile stabilite la nivel național sunt convergente acestora de urmă. La momentul actual, guvernul examinează adresarea României Moldova privind aderarea guvernului la coaliție de acțiune privind egalitatea generației, mișcarea de solidaritate globală pentru accelerarea egalității de gen. Astfel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este responsabil de formarea răspunsului general, ce urmează a fi bazat pe poziția Ministerilor de Resort. La acest moment suntem în procesul de colectare a pozițiilor autorităților publice centrale și, mai mult ca atât, chiar suntem într-un dialog deschis cu toate autoritățile atunci când ne contactează și încercăm să identificăm acele angajamente care sunt cele mai
realizabile în contextul nostru național. Cu referire la cea de-a doua întrebare care mi-ați spus, cum ar putea aceasta să accelereze schimbările în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor, din păcate Republica Moldova, ca și celelalte state, se confruntă cu același fenomen, cum ar fi violența în familie și violența față de femei, și în acest context noi, după semnarea Convenției de la Istanbul în 2017, am aprobat la nivel național o strategie națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, într-o tocmai bazată pe abordările Convenției. Deci, în premieră, această strategie și acest document de politică publică încearcă să abordeze acest fenomen prin prisma celor 4P și vreau să spun că avem anumite rezultate în procesul de implementare a acestei strategii, remarcate atât de sectorul guvernamental cât și cel neguvernamental, iar agenda de transferare și asumarea a noilor angajamente în contextul coaliției de acțiuni privind egalitatea generației mi se pare foarte normal să fie preluată în procesul de elaborare a noilor documente de politici publice. Deci, aici, după mine, ar trebui să ținem cont de totalitatea angajamentelor asumate de țară prin prisma tratatelor internaționale, recomandărilor ținute din partea comitetelor specializate și respectiv de angajamentele oferite, acele arii prioritare oferite de Coaliția de Acțiune ale Forumului de Egalitate pentru Generații. Sigur că un rol major în acest context revine oficiului de țară Ion Uman în promovarea Coaliției de Acțiuni și acordarea asistenței grupurilor coordonatoare gender, anume în procesul ce urmează a fi inițiat în perioada anilor 2021-2022 de către majoritatea autorităților publice centrale care dispun de documente de politici publice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în acest sens va transmite o circulară în adresa tuturor autorităților publice centrale ca să se țină cont de ariile prioritare din Coaliția de Acțiuni și evidențiate la nivel global în stabilirea priorităților obiectivilor pe sector la nivel național. Cam atât am încercat eu să răspund la aceste două întrebări. Dacă sunt întrebări ori careva comentarii, sunt deschisă să particip în discuție. Da, eu acum o să profit pentru că ați menționat comentariile și o să invit încă o dată publicul care ne urmărește, dacă dorește să adreseze întrebări, să le scrie în secțiunea comentarii. Iar eu vă mulțumesc mult și sperăm ca Guvernul Republicii Moldova la fel să participe în cadrul acestor coaliții și ca aceste coaliții de acțiuni să fie productive și cât mai cu rezultate bune pentru femeile și fetele din Republica Moldova, dar și din întreaga lume. Vă mulțumesc mult și acum noi am menționat, am vorbit mai multe ori astăzi despre Convenția de la Istanbul, care este un document important despre care noi vorbim tot mai mult în spațiul public, dar totuși probabil ar trebui un pic să vorbim mai mult despre cum el în mod practic poate ajuta femeile și fetele, da? cum familiile, fetele, femeile, dar și bărbații din Republica Moldova pot beneficia de această convenție. Și atunci acum o să mă adresez doamnei Irina Țurcanu, care este avocată și expertă în combaterea violenței împotriva femeilor. Și prima mea întrebare este, care este valoarea adăugată acestei convenții, pentru că tot vorbim despre acest document unic, și cum ratificarea, dar și implementarea efectivă acestea poate fi benefică atât pentru femei și fete, dar și pentru societatea întreagă. Da, mulțumesc foarte mult, Alina. Bună ziua, colegi, bună ziua, stimată audiență. Deci, într-adevăr, ratificarea convenției va putea să asigure acțiuni consecvente și conjugate în partea ce ține de prevenirea violenței de gen și violenței față de femei, dar și protecția și protecția victimelor violenței de gen și pedepsirea agresorilor. Însă, o să mă refer în ceea ce urmează la cum convenția ar putea să protejeze femeile, și anume, care ar fi răspunsul pe care l-ar primi o femeie când s-ar întreba, dar cum convenția mă va proteja pe mine dacă eu voi fi victima a violenței în familie,
sau a unei alte forme a violenței de gen. Deci, în primul rând, vom vorbi despre faptul că convenția va spori dezvoltarea serviciilor specializate și gratuite pentru victimele violenței sau femeile victime a violenței, și anume aceste servicii să fie astfel acordate ca să răspundă nevoilor pe care le au victimele, femeile victime a violenței. Și aceste nevoi sunt foarte diverse de la caz la caz. Victimele, o să mă refer aici la victimele violenței în familie, pentru că în calitate de avocat la Centrul de Drept al Femeilor, în fiecare zi acordăm asistență victimelor violenței în familie și, din păcate, în Republica Moldova, prevalența violenței în familie este destul de înaltă. Studiile ne arată că 3 din 4 femei în Republica Moldova au fost supuse violenței din partea partenerului intim. Una dintre ei, femei, a declarat că a fost supusă violenței fizice, iar 3 din 4, aproximativ 71% din femei, au declarat că au fost supuse violenței psihologice din partea partenerului. Și doar 9% din femei au declarat că au fost supuse violenței sexuale. Cu siguranță că aceste cifre sunt mult mai mari. Dar ceea ce ne interesează pe noi, ca și specialiști care venim să acordăm asistență victimelor și supraviețuitoarelor violenței, este anume că să aducem acel răspuns coordonat. Ratificarea convenției, asta ar însemna că victimele nu vor primi servicii separate, dar vor primi un răspuns coordonat atunci când vor raporta un act de violență. Și am spus că acest răspuns este în funcție de nevoi. Spre exemplu, vor primi servicii gratuite medicale, și anume mă refer nu doar la acele servicii de urgență sau acele servicii care sunt disponibile pentru deținătoarele de poliță, de asigurare medicală, dar chiar dacă nu vor deține poliță, vor putea ca statul să-și asume un angajament de a acoperi un anumit spectru de servicii medicale necesare sau specifice pentru a răspunde nevoilor victimelor violenței în familie. Servicii de plasament, ar fi asigurarea protecției sau asigurarea unui număr suficient de centre, adăposturi pentru plasamentul femeilor și copiilor care se află în situație de criză sau care au fost supuse violenței. La fel, servicii de asistență psihologică pentru femeile victime a violenței, și mă refer la consiliere psihologică, programe de terapie care să fie asigurate de către stat. Este adevărat că noi avem un cadru normativ care permite la acest moment ca victimele, inclusiv a violenței în familie și altor forme a violenței de gen, să beneficieze de servicii de asistență psihologică gratuite, doar că la acest moment încă nu avem implementat un mecanism prin care statul ar putea să asigure un astfel sau aceste servicii într-un mod, așa cum am spus, consecvent și coordonat. La acest moment, da, victimele pot beneficia de asistență psihologică, dar din partea ONG-urilor partenere, ONG-urilor care asistă victimele violenței în familie și care sunt în parte, care împreună cu reprezentanții statului în parteneriat vin ca să aducă un răspuns pentru femeile victime a violenței. Pe lângă acele beneficii ce țin de serviciile care vor fi destinate victimelor, femeilor victime a violenței, convenția mai impune și acele acțiuni conjugate în parte ce ține de pedepsirea agresorilor. Pedepsirea se referă la incriminarea tuturor formelor de violență, astfel încât agresorii să fie descurajați ca să comită în continuare astfel de acte, dar și pedepsirea se referă la stabilirea unor astfel de pedepse pentru ca
așa cum a spus, ele să aibă un caracter descurajator. Probabil că va putea apărea opinia că totuși codul penal și codul contravențional incriminează la moment violența în familie, este adevărat. Avem un cadru normativ care incriminează aceste acte, dar totuși în 2016 codul penal a suferit anumite modificări, respectiv anumite acte de violență, spre exemplu, care se soldează cu leziuni neînsemnate, la moment sunt pedepsite conform codului contravențional și aceste studiile arată că aceste pedepse care sunt aplicate față de agresori sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității nu întotdeauna îi descurajează și, din contră, îi face să disconsidere sau să comită în continuare acte de violență în familie. Deci ratificarea convenției va crește încrederea victimelor că atunci când se adresează către organele de drept și raportează un act de violență, va primi un răspuns prompt, adică o intervenție promptă din partea autorităților pentru a fi protejată. Iar acele măsuri de protecție care sunt aplicate vor răspunde nevoilor ei și va beneficia și de alte servicii. Țin să menționez că, într-adevăr, sub aspect de cadru normativ, dar și sub aspect de practici, începând cu anul 2016, statul nostru, așa cum am spus, a înregistrat anumite progrese. Spre exemplu, prin modificările legislative care au fost în 2016, avem o nouă modalitate de protecție a victimelor violenței în familie, adică a fost introdus ordinul de restricție de urgență, care se eliberează de poliție imediat atunci când victima solicită intervenția poliției în rezultatul evaluării riscului și acest ordin de restricție protejează victima până la 10 zile, ea în interiorul acestui termen având posibilitatea să solicite în instanța de judecată acele măsuri de protecție sau ordonanța de protecție care o poate proteja până la 90 de zile. La fel, începând cu 3 ianuarie 2021, avem o nouă măsură care sporește siguranța victimei atunci când ea, când în privința ei a fost aplicată măsura de protecție sub forma ordonanței de protecție, de exemplu, monitorizarea electronică a agresorilor, care, așa cum spuneam, permite să monitorizeze pe agresor dacă se apropie de locuința victimei și aceste modificări, inclusiv sub aspect legislativ și practic, îi dau victimei o mai mare siguranță că atunci că va fi protejată dacă cumva agresorul va încălca ordonanța de protecție. Deși sub aspect statistic, până la intervenirea acestor modificări, rata ordinilor de restricție de urgență și a ordonanțelor de protecție încălcate este destul de ridicată, ceea ce înseamnă că agresorii nu chiar respectă măsurile impuse. Și mai vroiam să menționez încă un aspect important pentru ca victima să obțină protecție și să se simtă protejată este dreptul acesteia de a beneficia de asistența unui avocat. Multe victime nu au suficiente surse financiare ca să-și plătească un avocat, de aceea a fost introdus un mecanism pentru ca victimele violenței în familie să poată beneficia de un avocat plătit din contul statului. Și acest mecanism este valabil atât atunci când victima solicită aplicarea ordonanței de protecție, în cazul dat instanță, grefa instanței este obligată ca să-i solicite un avocat, dar începând cu luna septembrie 2020, deja victima violenței în familie, violenței sexuale, adică victimele infracțiunilor privind violența de gen, pot solicita ca să fie asistate de un avocat plătit de către stat de la etapa depunerii plângerii. Vedem că avem acțiuni din partea statului, atât sub aspect normativ, cât și sub aspect de practici, dar convenția ne va ajuta, ratificarea convenției ne va ajuta ca toate aceste acțiuni să fie descrise și integrate în documente de politici,
așa cum am spus, astfel încât fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă supraviețuitoare a violenței să fie protejată și să fie respectată demnitatea umană. Mulțumesc mult, Arina. Una dintre problemele, probabil, care încă se mai confruntă femeile din Republica Moldova, este accesul la justiție. Pentru momentul în care femeile sunt victime ale violenței, ele au drepturi, da, și au posibilități de a cere ajutor, dar cunoaștem că uneori unele dintre motivele pentru care acestea nu beneficiază de ajutor sunt stereotipurile, spre exemplu, de gen, da, din partea sistemului de justiție. Și atunci vreau să vă rog foarte pe scurt, dacă reușim, să ne povestiți un pic cum ar putea o implementare eficientă a Convenției de la Istanbul să sporească accesul la justiție al femeilor, deci din punct de vedere practic. Da, mulțumesc, Alina. Ceea ce ține de stereotipuri, cred că mai mult se va referi colegul meu, Vitale. În primul rând, trebuie să pornim de la activități de informare. Activități de informare a victimilor și aceste activități să fie accesibile pentru toate categoriile. Altfel spus, să avem acțiuni conjugate pentru a informa victimele foarte clar unde, când și cum se adresează pentru ca să obțină inclusiv asistența avocatului plătit de către stat. Și acest mecanism trebuie să fie unul foarte clar și foarte simplu, inclusiv ca victima să poată beneficia de această asistență printr-un simplu apel telefonic, adică solicitând intervenția unui avocat sau consiliere în regim online sau consiliere telefonică. Vreau să spun că puține victime cunosc cum ar putea să solicite asistența unui avocat, ori în majoritatea cazurilor victimele asociază serviciile prestate de avocat cu ceva care este inaccesibil lor. De aceea, ca să avem un acces efectiv, este cazul ca să dezvoltăm acest mecanism de informare a victimelor despre cum pot solicita serviciile de asistență juridică, atât cele care sunt garantate de stat, cât și cele care sunt oferite de către ONG-urile ce acordă servicii specializate victimelor violenței în familie și acest mecanism, așa cum am spus, să fie unul simplu și concret, pentru ca victimele să nu parcurgă multe etape și acțiuni. De exemplu, multe dintre victime nu dispun de surse financiare, ele sunt dependente de agresori și ca să poată să meargă să consulte un avocat din centru raional, are nevoie cel puțin de bani de drum. De aceea, ea nu va putea să aibă acces. Este cazul ca de văzut un mecanism cum ar putea să fie implementat și aceste servicii de consiliere online, telefonic sau în parte ce ține de accesul gratuit. Apropo, în perioada pandemiei, încă o dată s-a accentuat acea necesitate de dezvoltare a serviciilor în regim online, inclusiv a serviciilor de consiliere și consultanță juridică. Mulțumesc foarte mult! Și o să continuăm discuția cu privire la Convenția de la Istanbul, dar nu doar. Și, cum am spus și mai devreme, Convenția este chiar un document unic, deci pentru că împreună, datorită eforturilor feministelor și cercetărilor de-a lungul anilor, s-a înțeles că, de fapt, violența împotriva femeilor nu este doar o problemă legală, dar este în special o problemă socială. Și Convenția de la Istanbul este unică în felul în care ea este primul document care recunoaște această cauză socială a fenomenului și care cumva oferă direcții sau soluții, dacă putem așa să numim, pentru a combate și preveni acest fenomen. Deci, următoarea întrebare o să fie pentru domnul Vitale Sprânceană, care este sociolog, dar și un promotor activ al egalității de gen. Deci, prima întrebare ar fi, de ce este important să vorbim totuși despre cauzele sociale violenței împotriva femeilor? Și care sunt acestea? Voi, salutare tuturor! Cumva ați răspuns deja la întrebarea mea, în sensul în care statisticile citate mai sus de către colegi și colege
toate sunt dovezi că fenomenul violenței de gen, violenței față de femei și fete, nu e un fenomen care ar ține de câțiva bărbați răi, să zicem, ci un fenomen structural. În momentul în care cel puțin o treime din femei se confruntă cu, și indiferent de clasă, indiferent de etnie, de limbă vorbită, de statut social, deci când o treime dintre femei se confruntă de-a lungul vieții lor cu violență fizică sau sexuală, în mod clar, e vorba de un fenomen structural, un fenomen, cum îi zicem noi, social. Privind în urmă, e cumva surprinzător, și Alina, tu ai menționat despre asta, că cumva abia acum, prin Convenția de la Istanbul, așa zis, Convenția care zicem noi, Convenția de la Istanbul, adună într-o convenție legală această înțelegere. Eu citeam zilele trecute, în pregătirea pentru această intervenție, citeam articole despre violența față de femei, cercetări din anii 60-70, abia pe la începutul anilor 80 se cristalizează înțelegerea asta că nu e vorba de cazuri izolate, nu e vorba de trăsături individuale ale bărbaților, nu e vorba că ar fi doar câțiva bărbați răi care abuzează femeile, ci e vorba de o problemă socială, o problemă comunitară, o problemă interpersonală, adică o problemă care depășește cadrul acesta individual, cadrul psihologiei unui singur individ. În sensul ăsta am parcurs un drum greu care așa cum vedem, nu e neapărat irreversibil, pentru că sunt destule forțe care și-ar dori ca ceea ce numim noi Convenția de la Istanbul să fie stopată. Vedem că și în Republica Moldova a devenit una dintre temele principale ale campaniei electorale și avem oameni, partide care agită sperietoarea Convenții de la Istanbul și zic că dacă o să se întâmple, o să se schimbe nu știu ce. Parțial, ei au dreptate, dar nu în felul în care vor ei. Parțial au dreptate pentru că probabil de mult a venit momentul să schimbăm regulile de interacțiune sau să schimbăm situația femeilor în această societate și la nivel global. Vorbind despre Moldova, noi cred că venit timpul să scăpăm de această rușine care e violența față de femei și în mod clar, și aici e argumentul meu, în mod clar că acest proces este unul foarte dificil, pentru că el trece prin revizuirea a multor lucruri, a unor aranjamente, inclusiv, dacă vreți, economice. Deci, de foarte multe ori noi privilegiem explicațiile culturale, că, uite, femeile sunt abuzate din cauza că bărbații, de exemplu, țin de anumite stereotipuri în relațiile lor cu femeile, că își modelează comportamentul după modele de masculinitate toxică pe care le-au văzut, le-au internalizat. În același timp, însă, e vorba și de aranjamente economice. CPD, dacă nu mă înșel, face an de an evaluarea inegalităților salariale de gen. Și constată, acest cercetări constată că femeile sunt discriminate în mod real pe piața forței de muncă. Și norma culturală că bărbatul este câștigătorul de pâine, cel care câștigă pâine, așa zis breadwinner, și că bărbatul câștigă mai mult, el trebuie să-și asigure familia, își găsește într-un sens reflectarea în realitatea economică că bărbații câștigă mai mult decât femeile. Noi nu putem, vreau să fac argumentul acesta, noi nu putem să umblăm, să schimbăm norma culturală dacă nu umblăm și la aranjamentele economice, dacă nu intervenim și în modul în care femeile și bărbații sunt tratați în piața de muncă. Deci, în sensul ăsta, ca să rezum așa pe scurt argumentul meu, e vorba de o problemă, să zicem, socială, cu factori adânc și puternici ancorați în diverse realități și aranjamentele acestei societăți. E vorba de norme culturale, e vorba de modele de comportament internalizate, e vorba de aranjamente economice, e vorba de aranjamente legale, e vorba de absențe instituționale care să ajute femeile să compenseze anumite handicapuri. Deci, cumva, eu tare îmi pun speranța că Convenția de la Istanbul, odată ratificată, cândva, va fi nu punctul final, ci începutul unor eforturi susținute de a
de a aborda problema violenței față de femei și fete în toată complexitatea ei și unor eforturi susținute pe mai multe dimensiuni. În mod clar și cert, Convenția de la Istanbul este începutul. Da? Noi am adoptat-o și dintr-o dată trăim într-o nouă realitate. E nevoie încă de foarte multe eforturi după asta. Mulțumesc mult, Vitale, și mersi că ai menționat despre aspectul economic care este la fel de important, este extrem de important pentru a susține, pentru a încuraja, pentru a emancipa, dacă așa putem spune, femeile care să fie independente și toate cumva sunt legate ca un lanț. Deci dacă lipsește un cerculeț, atunci noi nu putem, într-adevăr, aduce schimbări reale. Și ceea ce am menționat încă este, într-adevăr, faptul că, de fapt, violența împotriva femeilor este studiată și cercetată de zeci de ani, de foarte mulți ani, și deja în secolul trecut se cunoștea cauza violenței împotriva femeilor, dar, din păcate, despre asta a început să se vorbească mai târziu și dacă e să ne gândim că convenția este din 2011, atunci au trecut mulți ani în care, din fericire, activistele, feministele, oamenii care nu au rămas indiferenți și au făcut voce auzită, au ieșit în stradă și datorită acestei sensibilizări, poate am ajuns în sfârșit să vorbim, cel puțin să începem a vorbi despre aceste cauze. Și atunci, următoarea întrebare pentru Vitalie ar fi, care este, dacă tot vorbim despre sensibilizare, despre educație, care este rolul educației și culturii în combaterea și prevenirea violenței și cum un sistem, de exemplu, educațional, dacă e să ne referim la cel formal, care cumva este, care promovează stereotipurile de gen, de fapt ne afectează viața, dar și relațiile. Da, eu ca sociolog așa, dau seama și sunt convins de puterea pe care o are sistemul de educație formală în ceea ce se numește formarea cetățeanului modern. Și în acest sens cred mult în puterea educației, pentru că, mă rog, noi de fapt ca oameni suntem produsul educației. Niciunul dintre lucrurile pe care le știm de-a lungul vieții nu ne vin prin moștenire biologică. Majoritatea le învățăm în societate. Și școala, sistemul educațional formal este foarte important pentru că este terenul neutru în care noi putem să învățăm normele sociale. Deci, din acest punct de vedere, sistemul de educație, sistemul educațional este foarte important. În același timp, vedem că această miză a sistemului educațional e înțeleasă și de forțele care nu prea sunt de acord cu emanciparea femeilor sau cu schimbarea, cu educația în privința unor norme diferite de gen. Și de-aia vedem în ultimii ani o acutizare a bătăliilor în jurul școlii, bătălii în jurul să introducem sau nu educația sexuală, chiar dacă aceste lucruri sunt absolut necesare. În mod clar, sunt necesare, dar în același timp vedem diverse forțe care, dacă nu atacă direct asta, atunci construiesc diverse stafii și sperietori cu care încearcă să agite lumea că iarăși, dacă adoptăm asta și asta, dacă introducem cursul ăsta și povestim copiilor despre sexualitate sau vorbim despre alt fel de relații pe care le vedem în familie, în care tata, într-o treime din cazuri, își bate pe mama, atunci se întâmplă sfârșitul lumii. Deci sistemul educațional formal este foarte important. În același timp însă, pentru că trăim într-o societate modernă care e o societate, să zicem așa, a comunicării, în care oamenii învață nu doar în școală, ci învață și mai ales acum în afara școlii, învață din norme culturale, din cultură, cărți, filme, muzică, etc. Înțelegem cât este de important și această latură a educației neformale, care la fel este foarte importantă. Nu știu, mi-e greu să judec în ce măsură tinerii sunt influențați de modelul pe care îl văd la școală și de ce aude într-un cântec sau ce văd pe un billboard. De-aia e foarte important și alte aspecte. De la publicitate sexistă, discursul public. Noi trăim într-un fel, într-un context în care învățăm permanent. De-aia trebuie să înțelegem educația foarte, foarte largă, atât ca educație formală, cât și educație neformală. În păcate, și aici eu nu sunt cel mai bun specialist pe sistemul educațional formal din Moldova, dar din câte percep eu, așa că a fost elev și ca om care mai are din când în când interacțiuni cu el, sistemul educațional
acordă o prea puțină importanță violenței de gen, a rolurilor de gen, în genere a diverselor aspecte și feluri în care noi ne construim ca bărbați și femei. Cred că cu o polemică cu vreo 2-3 ani în urmă am răscolit așa prin cursul de literatură română și acolo din acolo câțiva zeci de autori, sunt câteva femei. În manualul de istorie, vorba unui prieten istoric, sunt mai mulți cai decât femei. Personalități istorice sau femei care sunt menționate că au contribuit la ceva și ce învață copiii la școală e că, în principiu, femeile sunt absente. Și în sensul ăsta, cred că ar trebui să revizuim conținutul curriculului școlare, să introducem, de exemplu, la lecții de literatură, nu doar eroul liric, ce a vrut să zic, dar să introducem și discuții privind rolurile de gen în cadrul unui roman, cum sunt construiți femeile, bărbații, cum sunt construite femeile, cum sunt prezentate. Pentru că aici ajungem la tema aia stereotipurilor. Stereotipurile sunt reguli așa generice, de cum interacționăm unii cu alții, cum ne referim la alte grupuri, la alte persoane. Foarte multe din aceste stereotipuri ne vin din conținutul educației școlare, cum să interacționăm cu persoane de alte etnii, de alte religii, facem apeluri la eroi din folclor pe care i-am învățat. La fel este foarte important, evident, și aspectul educației informale. De aia bătăliile noastre în jurul publicității sexiste, pentru că un billboard care stă zilnic și văzut de sute și mii de oameni într-o zi și care prezint femeia într-o poziție degradantă, este probabil la fel sau are o importanță similară cu un manual școlar. Și de-aia zic că, ca să leg și de tema de intervenția precedentă, când vorbim că eu cauzele sociale, avem în minte în toate aspectele vieții sociale. Eu, în sensul ăsta, vorbind despre educație, ca să fac chiar și altă legătură cu intervenția, cu răspunsul la întrebarea precedentă, eu cred enorm în forța de putere educației, dar la fel cred că educația nu e, să folosim o metaforă de asta folclorică, nu e glonțul de aur, nu e cheia magică care rezolvă toate problemele. Educația este foarte importantă, dar iarăși zic, trebuie să umblăm și la aranjamentele economice, și la aranjamentele instituționale. Trebuie să umblăm și la alte mecanisme, pentru că altfel riscăm să ne prezint cu oameni bine, bine educați, noi putem în școală, dar în centrul lor realitățile economice să le construiască altfel de viziuni sau să influențeze, să le confirme altfel de așteptări. Deci cam asta. Mulțumesc foarte mult, Vitali, și chiar într-adevăr, ne reîntoarcem la acel lanț care este despre care vorbeam, dacă fiecare aspect este extrem de important și un billboard, într-adevăr, ne poate influența și ne influențează felul în care noi vedem societatea, vedem femeile, vedem bărbații, deci fără ca noi să ne dăm seama, să conștientizăm asta și este important să vorbim și despre asta. Mulțumesc mult! Noi, în principiu, am terminat discuția, dialogul nostru de astăzi, dar eu am câteva întrebări. Și aici probabil o să am o întrebare pentru Arina, ca să ne legăm un pic la ceea ce spunea Vitalie despre aspectul economic și emanciparea sau susținerea femeilor din acest punct de vedere. Și atunci aș vrea doar să întreb cum să ne gândim la cât de importante sunt măsurile de susținere economică a femeilor și, de exemplu, asta, un exemplu ar fi, dar nu doar pentru femei, dar și pentru bărbați, reconcilierea între viața profesională și cea privată de familie. Și aici, iar subliniez că și pentru bărbați asta este important, pentru că trebuie și ei la rândul lor să se implice în educația copiilor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Alina. Într-adevăr, dependența financiară a femeilor cu bărbați sporește vulnerabilitatea. De aceea, pentru a preveni violența de gen, este cazul ca statul să aibă politici integrate în parte ce ține de reconcilierea vieții de familie cu viața profesională. În 2020, Centrul de Drept al Femeilor a făcut un studiu în parte ce ține de inegalitatea de gen și în cadrul acestui studiu s-a constatat că, deși la nivel legislativ în Republica Moldova au posibilitate de a opta pentru concediu de îngrijire a copilului atât bărbații cât și femeile,
la fel și s-a introdus și concediul paternal, totuși statisticile ne arată că acest concediu preponderent este folosit de către femei. Deci foarte puțin bărbați aplică pentru acest concediu de îngrijire și la baza acestor, hai să zic, aplicații sau acestor decizii sunt anume stereotipurile că și acele atitudini că femeile, de fapt, trebuie să se ocupe de educație. Printre aceste măsuri de reconciliere, atât la nivel legislativ, dar mai mult în aspect practic, este dezvoltarea serviciilor de creșă, dezvoltarea altor servicii care ar permite femeilor să revină la servici și ar permite implicarea mai mare a taților, a bărbaților, în îngrijirea și creșterea copiilor. Doar prin astfel de măsuri conjugate, așa cum am spus, de susținere economică, de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională, vom putea spori egalitatea de gen. Alina, dacă îmi permit și mie, într-adevăr, subiectul care l-a ridicat de împărțire economică a femeilor este unul foarte important și, după mine, el trebuie să se privit multidimensional, deci din perspectiva sistemului educațional, economic, social. Deci nu putem numai printr-o acțiune realizată într-un anumit sector să dobândim o astfel de puternicire economică. Deci începem de la aceea că, în primul rând, trebuie să fie foarte corect cu valorile între tineri cu privire la faptul că independența economică, indiferent a bărbatului, a femeie, este importantă pentru realizarea ulterioară a acestor în viață. Deci să nu fie cultivate independențele astea de parteneri. Deci, doi, este important să oferim fetelor mai mari oportunități, mai ales în sectoarele unde sunt preponderent masculinizate. Și, din punct de vedere economic, le permit niște salarii mai înalte. Totodată vorbim și despre sectorul economic, eu ascund sectorul de ocupare a forței de muncă. Aici, la nivel de politici de implicare a statului, cum a menționat și Arina, este important să avem documente de politici, planuri de acțiuni care nemijlocit se centrează pe acele probleme identificate și inegalități identificate prin studiile care sunt realizate. Și aici important este să atragem o atenție deosebită femeilor cu copii, pentru că când ne uităm în câmpul muncii, rata de angajare a acestora și ocupare este mai joasă în raport cu bărbații cu copii. Și în context, și asta este foarte important la momentul actual, în perioada 2021-2022, de a atrage o atenție deosebită. Remarcați-mi că odată cu schimbarea cadrului normativ ce vizează elaborarea noilor documente de politici publice, este necesar să atragem o atenție anume la momentul actual, fiindcă majoritatea autorităților publice centrale în perioada respectivă vor iniția procesul de elaborare a noilor documente de politici publice. Și aici trebuie să fim foarte atenți și să integrăm orice dimensiune de gen în orice document de politici publice care va fi propus publicului și guvernului pentru aprobare, pentru ca să fim cu mâna pe pulț pe situația ce vizează egalitatea de gen în societatea noastră. Și nu în ultimul rând, aspectul social. Deja unele aspecte le-a abordat și Arina, este important în primul rând să avem servicii educaționale, creșe atât la nivelul comunității, cât și la nivelul întreprinderilor, deci adică avem nevoie de o implicare și a sectorului privat angajatorilor în mișcarea aceasta globală feministă și de împlinire economică adică a femeilor. Și doi, avem nevoie de o revedere a serviciilor, adică o dezvoltare, eu aș spune, a serviciilor ce vizează victime violenței în familie și altor crime violente, pentru a le oferi această independență și oportunitate de a rupe cercul violent în care se află. Aici mă refer în primul rând la serviciile de lungă durată socială, care le va permite aspectul dat și de ce nu, ca și în alte țări, să dezvoltăm și anumite suporturi economice pentru aceste femei pe o anumită perioadă de timp. Mulțumesc mult pentru aceste precizări și mulțumesc Arina și doamna Lilia pentru că ați menționat încă o dată cât de important este acest suport economic și vital pentru că a inițiat această discuție. Acum, ultima întrebare pe care o am din partea publicului, dar nu direct din video live, cred că o să o adresez lui Vitalie. Și aici întrebarea sună în felul următor. Care ar fi bunele practici
și de implicarea bărbaților și băieților în promovarea egalității de gen și cum putem să motivăm să se implice în asta? Dacă aș cunoaște un răspuns așa exhaustiv la această întrebare, cred că aș fi un om tare prețios. Nu pot să zic decât că, pornind de la înțelegerea pe care o am, cred că și de la, haide, îți spunesc că probabil de la propria persoană, ce m-a motivat sau ce m-ar motiva pe mine să particip. Și eu cred, să mă implic în activități de promovare a egalității de gen. Cred că una dintre barierele care stă în fața bărbaților, bariere imaginară, evident, e că foarte mulți dintre noi, ne gândim că, în principiu, egalitatea de gen e chestie care le privește mai mult pe femei. Și e o treabă a femeilor și las femeile să lupte. Ceea ce e profund greșit. Evident, ne privește pe noi. Probabil ne privește pe noi, în primul rând. Pentru că noi trăim în capcanul unor preconcepții care ne faltează și pe noi. Aceste modele de masculinitate toxică, de faptul că cum trebuie să fie un bărbat, chestiile alea rigide, stereotipuri, practici, etc. Deci, în sensul ăsta, cred că o bună practică ar fi ca băieții și bărbații să înțeleagă că o relație sănătoasă se construiește pornind de la un parteneriat egal între cei doi parteneri. Un parteneriat egal, asta înseamnă recunoașterea personalității celuilalt, recunoașterea demnității celuilalt. Și asta deja, asta anulează multe dintre modelele alea ale masculinității toxice. Evident, modelul individual, adică probabil ar fi cazul să vedem mai mulți bărbați promovând egalitate de gen, ca să vadă și alți bărbați că asta nu e chestie care le privește doar pe femei, ci ne privește pe toți. N-aș vrea să spun că e nevoie de stimulente economici pentru bărbați. Eu cunosc de fapt câteva cazuri de bărbați care au luat concediu paternal, dar au luat în momentul în care au înțeles că le e avantajos economic. Și asta cumva e și o chestie perversă, că motivația este financiară. Cred că trebuie să echivalăm, să egalăm salariile. Și aici e vorba nu doar de salarii. Feministele radicale din anii 70, când zic că radicale, zic feministele care gândeau în afara cutiei, cum zicem noi, propuneau ca măsură de slăbirea dependenței financiare pe care au femeile față de bărbați în interiorul familiei tradiționale, prevedeau alocarea unor plăți pentru femei care să nu fie legate de salariu. Așa zis, venit minim necondiționat sau plăți pentru munca casnică. Femeile, în mintea lor, era nevoie să decuplăm munca salarială, veniturile femeii de munca salarială. Deci, așa ca să rezum, modelul personal, modelul colectiv bărbați care fac înțelegerea și promovarea acestei înțelegeri că egalitatea de gen nu e o chestie care le privește pe femei. Ne privește, ne afectează și ne deteriorează relația pe care o avem noi cu femeile, noi bărbații. Deci bărbații trebuie încurajați să fie mai activi și să promoveze egalitatea de gen. Mulțumesc frumos, Vitale, și chiar cred și eu, prin exemplu, începând cu noi, deci cu propria persoană, putem face mici schimbări, care poate nu ar fi peste noapte, dar totuși sunt schimbări importante. Și mă bucur că această întrebare a venit tot la un bărbat, domnul avocat Oboroceanu, și îi mulțumim pe aceste cale, pentru că ne pare bine atunci când bărbații sunt interesați de acest subiect, pentru că, cum ai zis foarte bine, asta nu este doar despre femei, nici într-un caz, dar este despre noi toți și toate. Și eu cred că vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Discuția s-a încheiat aici și acum o să întreb dar dacă cineva dintre vorbitorii și vorbitoarele noastre vor să spună un cuvânt de salut sau concluzie, dar vă rog frumos, pe scurt, un minut, două minute maximum, și deja o să încheiem discuția de astăzi. Dacă îmi permiteți mie, deci eu tot am discut ceva la întrebarea care a fost adresată de către domnul Boroceanu. Într-adevăr, nouă ne trebuie
pentru a schimba și a implica bărbații în mentalitatea de gen și a fi promotorii feminismului în acest context, eu aș menționa că aici avem nevoie și de anumite reforme la nivel de politici publice. De exemplu, includerea principiului de asigurare egalității între femei și bărbați în concediu de grijă a copilului. Deci, ca exemplu, este însăși Suedia, care și alte țări care au partajat cotele de concediu de grijă a copilului, astfel aducând și importanța rolului participării bărbatului. În caz contrar, deci partenerii pierd, părinții pierd cotele respective. Doi, mie se pare că aici trebuie o reformă foarte profundă în ceea ce privește și ar fi bine să fie implicat Ministerul Justiției în contextul dat, în ceea ce privește obligațiunile de creștere și educarea copilului și a persoanelor dependente după divorț, după separarea partenerilor. Dacă ne uităm la alte țări, deci în contextul respectiv sunt niște premize și niște implicații foarte, foarte majore pentru bărbații care pleacă din familie și lasă copiii. Deci, și al treilea element mi se pare foarte bun în contextul educațional, să lucrăm mai mult și să întreprindem acțiuni în ceea ce privește masculinizarea și mobilizarea femeilor, profesiilor și a sectoarelor educaționale, care le avem acum atât în context profesional, cât și de studii superioare, adică vocațional, profesional și studii superioare. Cam atâta eu aș vedea eu cumva implicarea statului și misiunea acestuia în realizarea implicării bărbaților ca mișcare și ca fenomen și ca mentalitate în asigurarea egalității de șansă între femei și bărbați. Ca să nu mai iau încă o dată cuvântul, deci îmi spun și eu mesajul de concluzie. Deci importanța principiului de asigurare egalității între femei și bărbați rămâne actual atât pentru femei cât și pentru bărbați. De ce? Deoarece este un angajament care aduce prosperitate, dezvoltare țării, în plan atât social pentru țară, cât și personal. Importanța este ca fiecare să se implice, să se instruiască, să se auto-instruiască la acest capitol și să se asigure, să se prezinte ca un model viu în viața sa și în viața prietenilor și în viața comunității în care trăiește, de promovare a egalității femei și bărbați. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum o să invit cine dorește să spună un cuvânt de o concluzie. Un minut, nu mai mult, vă rog. Da, Duminica. Thank you, Alina. Mulțumesc, Alina. Doar într-un minut vreau să mulțumesc mult, mult, mult tuturor vorbitorilor. Eu vreau să menționez încă, anume să subliniez că este foarte rar când vedem că implicarea atât bărbaților cât și femeilor în aceste discuții sunt foarte valabile. Dacă vrem să revenim, să vedem toate conversațiile și declarația, ceea ce am spus. Nu există dezvoltare sustenabilă dacă jumătate din populație se confruntă cu discriminare. Și eu vreau să invit pe toți să se alăture aceste inițiative și să se înregistreze nu doar din cauza discuțiilor, dar și din cauza faptului că noi mergem către o altă abordare, total diferită. Feministă, adică abordarea feministă nu înseamnă că are conotații negative. Deci această abordare transformatoare și niște ținte concrete pe care vrem să le atingem, vor fi multe discuții foarte încărcate așa cu conținut și vreau să invit pe toți să se înregistreze, după aia noi voi invita pe toți la nivel de țară să discutăm în continuare conexiunea aceasta între violența bazată pe gen, sănătatea sexuală și reproductivă, educația sexuală. Nu vreau să iau prea mult timp, dar cine este interesat, vă rog să vă înregistrați, pentru că după aceea vor fi mai multe acțiuni în Paris și vom continua acest dialog pentru ca să ne axăm pe rezultatul și pe continuarea celor ce se începe la forul de la Paris. Bine, Alina, poftim. Și nu știu dacă cineva mai dorește să spună un cuvânt de concluzie. Dacă nu,
Da, poftim, domnul Eric. Thank you so much, Alina. Very, very briefly, I would just... Mulțumesc, Alina. Vreau foarte succint să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru toate ideile menționate astăzi și pentru perspectivele interesante la acest subiect important. Eu cred că trebuie să subliniem neapărat că, așa cum s-a menționat, este o chestiune care se referă atât la femei cât și bărbați și este un câștig reciproc. Adică dacă reușim să asigurăm egalitate de gen, vom avea o societate mai bună atât pentru femei cât și pentru bărbați. Da, e nevoie ca mai mulți bărbați să se implice în aceste dezbateri și să continuăm lucru. A fost menționat și concediu parental. Vreau să menționez sistemul din Suedia, când câteva luni sunt dedicate, de fapt, aceste și taților și în ultimii ani mai mulți, din ce în ce mai mulți tați petrec timp acasă cu copii, având grijă de ei, este ceva foarte bine primit. Este bine atât pentru tați cât și pentru copii și, bineînțeles, Suedia va continua să își ofere sprijinul cooperarea în dezvoltare pentru a combate violența față de femei, dar și a realiza egalitatea între femei și bărbați într-o perspectivă mai extinsă. Vă mulțumesc pentru discuțiile de astăzi. Sper să ne vedem foarte curând. Da, Vitalie? Da, vreau să zic ceva foarte scurt. Mulțumesc tuturor pentru discuție și pentru că suntem în alegeri, e tare mi-aș dori. Tot citesc în multe țări apar instituții speciale dedicate egalității de gen. În Columbia era Consiliul Prezidențial pentru Egalitatea Femeilor. În Franța, mă tind că era un ditamai minister. Eu tare mi-aș dori și asta exurez aceste discuții să desfășoare nu doar pe platforme așa informale, pe Zoom, ca societate civilă, dar mi-aș dori să avem platformă instituțională în care să putem discuta regulat, an de an, sau lună de lună, zi de zi, să dăm vizibilitate acestei probleme. Eu tare îmi doresc să avem în Moldova un minister, un departament al egalității de gen undeva la Ministerul Muncii, Protecției Sociale, la nivel de guvern chiar, sau ceva de genul. De ce nu să avem un minister, un ministru, un ministru fără portofoliu? Cred că asta ar fi un vis pe care mi-l doresc acum în acest context. Cred că ne-ar ajuta enorm în lupta noastră, care încă durează și care o să fie foarte lungă, după cum se vede. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc frumos, Vitalie! Eu împărtășesc visul tău, eu tot de ceva timp mă gândesc la asta și sunt multe țări care au astfel de exemple, ne ofer exemple de chiar și ministere dedicate acestui fenomen. Eu vă mulțumesc foarte mult pe toți și pe toate. Cred că a fost o discuție foarte diversă, dar și diversă și interesantă, pentru că am discutat despre mai multe aspecte ale problemei și din mai multe puncte de vedere. Eu, ca mesaj de final, aș vrea totuși să-l adresez femeilor și fetelor care îmi doresc foarte mult, sper foarte mult ca ele niciodată să nu creadă că ele sunt problema atunci când se confruntă cu violență, deci ele nu sunt niciodată de vină, ele pot cere ajutor, ele au drepturi, ele au, să zicem așa, instrumente, atât la nivel de stat, dar și societatea civilă, organizații care pot să le presteze servicii. Deci eu vreau foarte mult să trimit un mesaj de încurajare femeilor și sper că poate, dacă astăzi ne-au urmărit femeile și fetele, să rămână cu acest mesaj și să nu tolereze violența și să rupă acest cerc. Iar femeile care au rupt acest cerc, vreau să spun că asta este dovadă de un curaj extraordinar, pentru că ne cunoaștem foarte bine, mai ales persoanele care lucrează sau au contactat cu astfel de femei, știu cât de complicat este să rupe acest cerc și asta este ceva ce merită încurajat și trebuie să vorbim despre asta cât mai mult. Eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată vă spun că acesta este unul dintre evenimentele organizate în cadrul acestui forum global și vă invit să ne urmăriți mai departe, să rămâneți cu ochii pe noi și vă mulțumesc și vă urez o zi bună și multă sănătate. La revedere!